Iar asta este fața mea. Astăzi o să facem o plimbare foarte mare de aici, din partea de nord a Colantei, până în partea de sud, sunt undeva la vreo 20-25 de kilometri, ceva de genul ăsta. După cum arată cerul ăsta, cu siguranță că mă va prinde o ploaie din asta. Trebuie să găsim un băruleț și să stăm acolo măcar o oră, o oră jumate. Eram pe drum, mergeam în partea aia și cu coada ochiului am văzut chestia asta aici în față. Ce pare a fi, nu știu, o barcă distrusă, abandonată, nu înțeleg exact ce e. Ia uite, frate, cum arată pe aici. Lumea joacă frumos volei. Bine, în general, nu acum. Mamă, cât de deserted este locul ăsta. Dar e frumoasă, frate. Partea asta de Thailanda e superbă. Deci Koh Lanta e pentru mine genial. Genială. Și chiar dacă e cald, nu știu, mi se pare că m-am obișnuit eu foarte repede. Și-a adus aminte corpul meu de căldura de aici. Pentru că nu mă deranjează teribil, știți? Și asta e bine. A, da, mă, e o barcă de-asta, vai mama ei. A, aici e super mișto de filmat la apus, gen. Se iau așa frumos niște cade de alea de care îmi plac mie. Da. Interesant. Mamă, ce bine că nu mai e ploaie, frate. Deci nu mai e, nu se mai vede ploaie pe nicăieri. Uitați-vă și voi cum arată aici în față. Ce pot să vrei mai mult? Uitați-vă puțin cum arată. Vă place? Mie mi se pare incredibil. Sunt pur și simplu overwhelmed. Nu am mai fost atât de impresionat de la călătoria pe care am avut-o cu dragii mei prieteni Cătălin, George și Berti anul trecut prin Vietnam. Miss you guys! Mamă, frate, dar e dificil așa la vale, mai ales dacă ai experiența asta aproape neexistentă pe care o am eu. Ia să vedem, o să aici la un restaurant și vreau doar să filmez puțin view, nu vreau să stau. Că am și mâncat, am și băut puțin mai devreme, dar voiam să vedem view de aici, care, cel puțin de afară, arăta genial. Mamă, frate, ești nebun. Uite-te și tu aici, frate. Wow! Asta este partea de est a insulei, pe care în principiu nu se ajunge, adică e mult mai greu de ajuns acolo, știi? Mult mai dificil și nici nu sunt foarte multe stațiuni, e ceva mai rău partea aici, decât am înțeles, e și mai greu de ajuns acolo. Uitați-vă cât de mișto arată. Foarte tare. Acum nici măcar semnalul nu mai avem, atât de departe este de civilizație, teoretic. După ce am mai mers vreo oră, ceva de genul ăsta, că m-am încurcat pe aici, am luat-o pe altă parte, m-am întors, pana mea, s-a scuturat aici, așa să merg să vedem o plajă în partea asta, care cică, pana mea, din partea asta, plaja nu ar mai avea nisip de ăla, știi, adică nu mai e plajă pentru turiști. Da. Uite, sunt niște oameni acolo. Da, e clar că scenery-ul este complet altul. Bă, da, frate. Frate, deci este absolut genial drumul. Drumul este super bun. Îmi pare rău că n-am GoPro. Deci îmi pare rău că n-am GoPro, că vedeați cât de mișto poate să fie. Și mi-e greu să și conduc, la cât de praf sunt și să mai țin și camera în mână, e tricky. Ia, uite aici. Mamă, frate, dar ce plajă e asta? Ești nebun? Asta nu e plajă, boss. Asta este o chestie. Da, aici ne apropiem de Bamboo Bay, care este cât mai în sud, cred că de aici mai am undeva la vreo 5-6 km de mers. Dar, frate, ești stranded, adică, uitați-vă și voi, nu mai e nici dracu pe aici, în afară de oameni ăștia. Dacă vii, locul ăsta e al tău. Wow! Aici e super frumos să vii așa la o sesiune de fotografii, știi, să vii la apus sau la răsărit sau gândește să stai într-o căsuță de genul ăsta. Răsărit pe partea asta, pentru că apusul e pe partea cealaltă acolo. Deci cred că se vede genial. Wow! Da, asta chiar e wow! Aici avem un alt viewpoint care arată genial. Mamă.
Știți-vă, noi am venit din partea aia de la mama dracu și acum mai avem de mers încolo. Da, e super frumos aici, frate. Super frumos. Tsunami hazard zone. In case of earthquake, go to high grounds or inland. Or England. Deci le spune oamenilor ăsta că dacă vine cu tremur să se ducă în England. Ia uite-l pe... Ce faci, Vlad Steiner? Ce cauți, mă, aici, Steinere? Da, frate, mi se pare că de aici încolo nu poți să merg cu scutură, adică ar trebui să oprim pădure, cumva. Chestie care nu se va întâmpla. A, uitați cât de remote e. Da, mă, ăsta cred că e. Ăsta e Bamboo Bay. Ăsta e Bamboo Bay. Ia uite aici, frate, oamenii. Oh. Mai este acolo în față doi foreigneri, în care și ei cred că caută niște locuri din astea super bune pentru Instagram, că făceau poze și filmau, mi se pare. Ia să vedem cum e apa. Ah, e Caterinca aici, frate, dar nu poți să stai mult aici, mă. Adică n-ai plajă, știi? Aici e pentru altceva, gen pentru văit așa explorat. Dar nu poți să o arzi mult. Oricum, foarte frumos. Apa e mega caldă. Dar nu e foarte curată aici, să fie curată trebuie să mergi în larg încolo foarte mult. Sau acolo în Fifi, în Maya Bay era foarte curată. Mă gândesc cum trăiesc oamenii ăștia aici, frate, și cu câte probleme și ce viețe, știi? Și noi, sau bine, hai să nu vă fac și eu voi în oala asta. Și eu mă plâng de toate prostiile când mă duc la un hotel, că n-are geam din ăla, că nu e Wi-Fi-ul foarte bun, că urc un vlog în 4 ore în loc de, nu știu, 10 ore, chestii de genul ăsta. Da, și oamenii ăștia sunt aici, stau așa super retrași, super... Vezi seama că dacă aici a venit un tsunami, păi ăștia i-a rupt. Deci ăștia sunt primii care cad. Săraci. Dragi prieteni, după mai bine de vreo 3 ore jumate, cred că am mers ceva de genul ăsta pe această insulă, am dat de plaja care se numește Nui Bay. Deci Nui Bay că am mers 3 ore jumate pentru că am ajuns să văd plaja Nui Bay. Fiți atenți aici. Uitați-vă, frate. Deci plaja asta chiar e interesantă de tot. Alt loc mega bun pentru poze pe Instagram. Sunt ceva oameni aici în partea asta, gen unde este centru. E ceva, almenea, nu foarte multă. Dar frate, lăsați-vă și voi cum arată. Frumos sau nu? Care este plaja voastră preferată de până acum? Unde v-ar plăcea să stați, nu știu, o zi? Pur și simplu să stați o zi. Ați văzut câte? Una, două, trei, patru v-am arătat, nu? Ceva de genul ăsta. Nisipul, bine, vă dați seama că atunci când e high tides, apa vine până pe aici, pe undeva. Se vede, da? Probabil că după amiază, mai încolo, pe la un 6, cred. 4 jumate, 5, 5 jumate, cam așa, zic eu. Ia uitați ce am găsit aici. Cred că asta este țeava de la pistolul lui Papai, mă, când a tras el acolo pe geam în Medellin, mai țineți minte? Oh my God, nu-mi vine să cred. Se duc lui Papai înapoi în America de Sud, nu? Vreau să vă aud care este părerea voastră, care este plaja voastră favorită. Eu acum am venit pe plaja mea favorită dintre cele pe care le-am văzut astăzi. Asta e cea micuță pe care am văzut-o prima de dimineață, unde scria Beautiful Beach. Mi se pare super drăguț în acest loc, au început să vină ceva mai mulți oameni. Erau mai mulți când am venit, eu sunt de vreo o oră jumate, ceva de genul ăsta. Au plecat și au venit alții. Partea proastă este că, vedeți, începe o mare, mare, mare furtună și va trebui cumva să mă tirez către casă. Ok, asta a fost o zi foarte, foarte frumoasă.
Eu m-am simțit mega bine, sunt super fericit să fiu aici. Mâine plec în Malaysia, vlogul următor o să fie din Malaysia, drumul până acolo, evident o să filmăm în Georgetown, în Penang, după care o să mergem din nou în Kuala Lumpur și până mai departe, cred că Singapore, nu știu, încă n-am nici cea mai vagă idee. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, este extraordinar de important să știu că în aceste aventuri sunt alături de voi. Eu o să mai stau acum vreo 15 minute să văd dacă totuși reușesc să prind ceva din acest apus de soare, deși cred că nu o să îl apuc. Pentru că vine furtuna. Ok, acestea fiind spuse, nu uitați să mă urmăriți și pe canalul meu și pe contul meu de Instagram, Cătălin_backpackerlife, iar noi ne vedem cu vlogul ăla foarte lung prin care vă arăt cum plecăm de aici, din Koh Lanta, și ajungem în Georgetown, Malaysia. La revedere, vă iubesc, pa, pa! Evident că n-am scăpat de ploaie până la urmă, mai am aproape un kilometru până acasă și a început o torențială din asta. M-am ascuns aici, lângă această frizerie, doamna m-a lăsat să pun scuterul, stau aici, aștept și asta e, ce pot să fac acum? Am avut mare noroc că nu m-a prins pe drum, să fie undeva departe, la 5-6 km, să plouă în continuu. Asta e!